Salutare și bine ați venit! Numele meu este Adi Dima și probabil că mă știți de la Ai Umor sau probabil nu mă știți. Și dacă nu mă știți, ei bine, o să vă arăt că într-adevăr am fost la Ai Umor și în clipul de astăzi voi vorbi puțin despre ce a însemnat această experiență Ai Umor, pentru că am fost întrebat de o persoană și m-am gândit că poate mai mulți ar vrea să știe ce se întâmplă de fapt în culisele Ai Umor. Și acum, pentru cei care nu mă cred, da, iată, acela sunt, nu acesta, nici acela sunt eu. Clipul acesta este luat din etapa dinainte de semifinală. Aici am pregătit un monolog, un fel de roast la adresa mașinilor celor trei jurați, pentru că eu, pe lângă toate lucrurile pe care le fac, pentru că sunt actor și lucrez în această zonă, eu am și un canal pe YouTube unde fac review-uri la mașini. Toate bune și frumoase, mi s-a acordat libertate în a-mi crea momentul. Cei de acolo de la Ai Umor există și niște scenariști care te mai ajută cu câteva idei pe aici pe acolo, dar în principiu ideea și 90% din text, din ceea ce vrei să faci, sunt ale tale, competitorul, cel care intră în cursa Ai Umor pentru cei 20.000 de euro. Un premiu mult râvnit de toată lumea. Dar hai să vorbim despre cum decurge o zi de filmare Ai Umor și vom vorbi din două puncte de vedere. Primul punct de vedere, ziua de filmare, această zi de filmare, deci ziua de filmare de la, din fazele preliminare, și apoi vom vorbi și de ziua de filmare din semifinală, pentru că s-a întâmplat ca ziua de filmare din semifinală să fie în timpul pandemiei, în timpul pandemiei de COVID, în care încă ne mai aflăm și acum în momentul creării acestui clip. Pentru început, pentru voi cei care nu ați mai avut niciodată vreo experiență cu filmatul, cu televiziuni, cu lucruri de acest gen, vă zic de pe acum, dacă aveți impresia că mergeți acolo, vă faceți treaba și apoi plecați acasă, nu funcționează așa. Ca idee, eu a trebuit să fiu pentru ambele, în ambele zile de filmare, eu a trebuit să fiu la ora 10 dimineața acolo și chiar dacă ieși de la 10 dimineața, nu înseamnă că filmezi direct de la 10 dimineața. Înseamnă că până pe la ora 3, cam așa, până când vin jurații, până atunci nu prea se întâmplă nimic. Da, semnezi acte, da, se ia masa de prânz, da, mai vorbești, mai schimbi o opinie cu ceilalți competitori, dar mai mult de atât nu se întâmplă. Ei te cheamă de la ora 10 ca să fie ei sigur că tu ești acolo la ziua de filmare și că ai semnat contractul și că ai timp să citești contractul, pentru că este un contract destul de cu multe pagini. Vă spun sincer, nu l-am citit pe tot, nu cred că îl citește cineva pe tot. Ți se dă în ziua filmării și îl semnezi, apoi intri pe scenă. Dar atenție, pentru că aici e partea interesantă, cât durează până intri pe scenă. La faza preliminară am ajuns acolo, n-am ajuns la 10, am ajuns la 11, dacă nu mă înșel. Abia pe la 3 au venit jurații, iar eu am intrat printre ultimii. Deci abia pe la ora 6 am început să filmez. Gândiți-vă că durata filmării este exact durata în care tu ești pe scenă. Deci momentul meu, spre exemplu, a avut 10 minute. Cu tot cu jurizarea, cred că eu am filmat 20 de minute, ceva de acest gen. După care gata, nu ești încă liber să pleci acasă, trebuie să mai filmezi ceva după, dar cam atât durează. 20 de minute durează efectiv momentul în care tu te afli pe scena mare. Am uitat să vă spun că, uite, înainte de a începe filmarea propriu-zisă și înainte să vină jurații la ora 3, se fac și câteva clipuri de prezentare ale concurentului. Deci pe lângă acel contract foarte stufos pe care trebuie să-l citești și să-l semnezi, și pe lângă masa de prânz pe care o dau cei de la televiziune, trebuie să și faci acest clip de prezentare în care pur și simplu te plimbi acolo pe un culoar, faci câteva scheme mișto și cam asta este, mai mult nu trebuie să faci. Și mai este și interviul.
care se întâmplă în această perioadă. Interviul, care înseamnă cam la fel 20 de minute, maxim jumătate de oră, dar nu cred că se ajunge la jumătate de oră. Să zicem cam 20 de minute de filmat în care ești tu cu o persoană care îți ia interviu. Persoana aceea te va întreba despre tine ca om și apoi despre tine ca performer în momentul pe care urmează să-l faci în acea seară. Deci mai durează și asta, după cum spuneam, 20-30 de minute. Dar ideea este că până la ora 3, când vin jurații, se întâmplă să ai cel puțin 2 ore, 2 ore și jumătate în care nu prea faci mare brânză. După ce vin ei, toată lumea este adusă în sala de așteptare. Ați văzut de fiecare dată când este o competiție ai umor, toți competitorii stau într-o zonă special amenajată, cu niște fotolii așa. Există un televizor pe care cei care stau în sala de așteptare pot vedea pe cei care sunt deja pe scenă și pot urmări live jurizările. Dar practic acolo trebuie să stai degeaba, nu ai voie cu telefon, nu ai voie să stai pe telefon pentru că evident ești filmat și nu poți să stai acolo plictisit într-un colț. Dar poți să vorbești cu ceilalți competitori, nu este poliție pe acolo, ca să zic așa. După care, când deja toată lumea este pusă în această zonă de așteptare, vin cele două gazde din backstage care întreabă pe fiecare în parte cam ce va face astăzi. Din nou se retrece în revistă fiecare competitor. Bun, toate bune și frumoase. Te întreabă ce ai pregătit, te întreabă, îți mai pun și două, trei întrebări amuzante. Dacă ești a doua oară la emisiune, te mai întreabă câteva chestii din trecut. E destul de relaxant. Ți se spune că această competiție este pentru ca tu să te distrezi, să te simți bine și nu pentru ca tu să fii stresat. Dar stresul există. Pentru că, după cum vă spuneam, țineți cont că tu ești acolo de la 10-11 și practic o grămadă din timp ai stat degeaba. Mai ales dacă ai un moment care presupune, nu știu cum am avut eu, un moment care presupune să ai un text învățat, un moment care presupune că trebuie să ai lucrurile foarte bine puse la punct. În timpul acesta se întâmplă uneori să te deconcentrezi, deci, pentru că trebuie să stai mult acolo, trebuie să ai foarte mare putere de concentrare și trebuie să poți să, cum să zic eu, să menajezi chestia asta. După care, da, după cum ați văzut aici, pentru că în fundal văd că s-a schimbat clipul, urmează efectiv să intri pe scenă și să îți faci momentul. Ei bine, haideți să dăm un pic stop aici. Să știți că ei, cei trei jurați, ei sunt foarte relaxați. Ei nu trebuie să facă nimic altceva decât să stea acolo la masa aceea și să te observe pe tine. Dacă văd ceva de calitate, vor reacționa corespunzător. Dacă nu văd ceva de calitate, vor reacționa corespunzător. Treaba lor este în același timp ușoară, dar și grea, pentru că ei trebuie să fie corecți. Ei nu se pot lăsa influențați. Înainte să filmezi, nu prea cred că vei avea vreo șansă să vorbești cu ei sau să te bagi în seamă cum ar vrea unii, dar după ce filmezi, într-adevăr, în funcție de momentul pe care îl ai, ei vor mai veni să te mai întrebe câteva lucruri, poate îți vor da câteva sfaturi dacă este cazul. În funcție de momentul pe care tu îl ai, ei îți vor spune anumite lucruri. Bun. Deci, ai stat 2 ore jumate degeaba, ai venit de dimineață, ai mâncat de prânz la ei, ai filmat clipul acela de prezentare în care nu vorbești și pur și simplu faci niște chestii mișto, ai filmat interviul care și-l-a durat vreo jumătate de oră, te-ai plictisit, te-ai răsplictisit, ți-ai mai repetat textul, ai intrat pe la 3 cam așa în sala de așteptare alături de ceilalți competitori. A început să se filmeze efectiv competiția, cam pe la 3 începe să se filmeze.
De la ora 3 încolo nu mai ai voie la telefon, poți doar să ieși rapid pentru o toaletă, pentru o apă și cam atât. Dar în rest trebuie să stai acolo cu competitorii și să reacționezi la ce fac cei care sunt pe scenă sau ce face cel care este pe scenă. Și după toată perioada asta, pe la ora, nu știu dacă aveți noroc cum am avut eu, pe la ora 6 seara intri să filmezi și tu. Deci ești de la 10 acolo, 10-11, nu prea ai făcut mare brânză și la 6 seara tu trebuie să fii brici. Trebuie să filmezi, trebuie să fii bun, intri pe scenă. Nu e ca și cum, da, între momente există pauze de 5-10 minute, dar când s-a zis ok, tu urmezi, din sala de așteptare, din nou te preiau cele două gazde din backstage, îți mai fac așa un pep talk, te bagă un pic în priză, după care intri pe scenă și îți faci momentul. După ce îți faci momentul, cei trei jurați își spun părerile. Și pentru câțiva dintre voi care sunt curioși, pentru că am avut și această întrebare, am fost întrebat dacă momentul cu Mihai Bendeac, când i-am ghicit lucrurile, aproape toate lucrurile care au fost în neregulă cu mașina sa, am fost întrebat dacă momentul acela e regizat. Nu, nu a fost regizat. Acel lucru chiar s-a întâmplat pe bune. Și nu cred că va uimi pe nimeni că am știut lucrurile alea, pentru că de fapt cam toată lumea care are minime cunoștințe auto ar putea să spună ce se strică la un Land Rover din 2006. Deci nu este foarte greu să faci acest lucru. La jurizare, trebuie să înțelegeți că ei sunt trei tipologii de oameni. Mihai Bendeac este artistul care încearcă să vadă partea mai, cum să zic eu, creativă din fiecare moment în parte. Delia este figura maternă care încearcă să fie drăguță cu toată lumea și care este mai de treabă cu toți, este mai lasă de la ea. Chiar dacă nu ai avut cel mai bun moment, ea îți va da acolo un thumbs up, pentru că ea ține cu cei care vin la această competiție, nu este împotriva lor. Iar Chelu este cel care e un pic mai critic, e un pic mai, le zice mai direct așa, mai din topor. Deci trebuie să înțelegeți că ei sunt trei tipologii de oameni, așa că trebuie să nu vă sperie, să nu vă emoționeze, să nu vă facă să vă simțiți nasol modul în care ei vor reacționa. Pentru că până la urmă totul este show business. Trebuie să nu uităm lucrul acesta. Ei de asemenea, din ce am văzut eu așa, există și varianta când dau 3 thumbs up. Nu pot face asta prea des, pentru că li se spune și lor din producție să nu facă asta prea des. Din ce am văzut eu așa, pe ziua de filmare pot da maxim o dată sau maxim de două ori 3 thumbs up. După cum știți, cei care primesc 3 thumbs up merg direct în finală. Când am fost eu la preliminarii, o prietenă, Teodora, a luat 3 thumbs up și a mers direct în finală. Merita, a avut un moment foarte bun. Dar, spre exemplu, când am fost eu pe scenă și Chelu începuse să spună că i-a plăcut și că ar fi gata să-mi dea thumbs up, deci simțeam că va fi unul dintre cei care îmi va dau un thumbs up, după care i-am văzut puțin vorbind între ei și în sesiunea preliminară doar Delia și Mihai Bendeac mi-au dat thumbs up. Chelu nu mi-a dat până la urmă thumbs up și cred că are ceva de a face cu faptul că nu au cum să dea 3 thumbs up așa pe bandă rulantă oricui, pentru că și ei trebuie să respecte anumite reguli, ca să zic așa, ale concursului. Așa că nu e regizat concursul, dar este cumva îndrumat pe aici, pe acolo. Bun, asta a fost prima mea experiență, după care am fost anunțat că o să ajung în semifinală.
mi s-a spus să pregătesc un nou moment pentru semifinală. Am pregătit, din nou, nu ți se pun prea mari bariere, poți să faci ce moment vrei tu. Din nou, te poți consulta cu echipa lor de scenariști, poate ei mai au câte o idee. Dacă ideile lor ție nu-ți plac, poți foarte bine să nu le folosești, nu se supără nimeni. Există și un regizor care e foarte de treabă și care te susține în ceea ce vrei să faci, îți dă și el idei. Uite, spre exemplu, mie mi-a spus, poate vreau să apar pe scenă purtând un costum de mecanic. Iar eu am spus că nu este genul ăla de moment, dar n-a fost nicio problemă. Am putut continua fără să accept neapărat propunerile lor. Deci ei sunt niște oameni destul de treabă acolo în backstage. Am fost anunțat, după cum vă spuneam, că trec în semifinală și că trebuie să pregătesc moment. M-am pregătit cu noul moment. Doar că semifinala s-a întâmplat să fie în perioada pandemiei. Era pe la începutul perioadei de pandemie, cred. Încă cred că eram în lockdown și din nou am fost sunat să fiu la ora 10 acolo la filmare. Problema e că eu știam cum merg lucrurile și că de la 10 până la 3, când vin jurații, voi avea foarte mult timp liber și că de la 3 până când intru, probabil că voi intra ultimul sau penultimul, cum s-a și dovedit că da, am intrat ultimul sau penultimul, cred că am intrat pe la 6:30, ceva de genul acesta, în runda a doua. Am zis, ok, trebuie să facem cumva să minimizăm acest timp, pentru că, să nu uităm, este această pandemie, este acest virus care circulă printre noi și trebuie să încercăm să limităm expunerea, mai ales într-un spațiu închis. Ok, nu vă gândiți că studiourile unde se filmează Ai Umor sunt câte o garsonieră de 4x4. Este un studio absolut imens, dar chiar și așa este un spațiu închis și voiam să limitez acolo pe perioada în care stau acolo. Până la urmă mi-au spus că trebuie să vin la 11. Așa că am venit la 11. Am din nou, istoria s-a repetat. Am filmat iar interviul, am filmat câteva cadre de prezentare, contractul era deja semnat și iar am avut 2 ore și jumătate în care am stat degeaba. Nu zic nu, lumea purta mască în incintă, deci nu vă gândiți, n-au fost probleme de acest gen. Lumea purta mască, după cum ați văzut sau dacă n-ați văzut, în runda a doua nu a fost public, tocmai pentru a se limita expunerea. Ceea ce cred că a fost o alegere înțeleaptă din partea lor. Și din nou a început să se filme, s-a început filmarea. Filmarea a început pe la ora 3, cam așa, 3:30. Eu am intrat ultimul. Din nou, este foarte greu să rămâi concentrat pe o asemenea perioadă îndelungată, dar trebuie să-ți adun toate forțele, trebuie să faci cum poți tu. Eu voiam în mod constant să iau, mai încercam să merg la toaletă sau ceva de genul acesta ca să merg să mai repet textul un pic, pentru că din nou trebuie să stai cât mai mult în acea cameră de așteptare după ce începe să se filmeze competiția. Și după aia restul știți, pentru că momentul din faza din semifinală, momentul meu nu a fost atât de apreciat. Băiatul care a trecut mai departe a avut un moment foarte interesant. Dar mai încă o chestie pe care trebuie să o știți, nu trebuie să fiți profesioniști, pentru că sunt foarte mulți dintre cei de pe scenă de acolo care, deși la montaj, la sfârșit, momentul arată super compact și super rapid, mulți nu fac asta la filmări. Adică poate zic, chiar dacă momentul are 10 minute, zic 5 minute din moment unii, după care poate se mai încurcă și reiau sau poate după aia continuă. Lucrurile astea nu se arată la montajul final, deci nu trebuie să vă fie frică dacă nu sunteți profesioniști, nu sunteți actori sau dacă vă încurcați sau dacă aveți emoții, să nu vă fie frică, pentru că lucrurile astea se vor rezolva la montaj fără cea mai mică problemă. Cam asta cred că pot eu să vă spun din experiența mea cu Ai Umor. Și pot să vă mai spun că da, pentru cei care vreți expunere, contează. Contează pentru că nu știi cine te vede la această competiție.
După cum vă ziceam, dacă mai aveți și alte întrebări, vă rog, scrieți-mi-le în comentarii. Dacă vă place acest gen de clip, atunci poate puteți să ne dați și un like. Dacă nu, puteți foarte bine să ne dați un dislike. Ideea e că vreau să încep această discuție liberă cu voi. Poate voi mai face și alte astfel de discuții. Dacă vreți să propuneți anumite topicuri de discuție, scrieți-mi în comentarii. Și acum vă las cu Adidima virtual. La revedere!